Salutare și bine v-am găsit la Istoria cu Virgil, o serie de emisiuni la granița dintre istorie și satiră, în care pres de 15 episoade vom parcurge istoria poporului nostru de la formare și până în prezent. Ca să explic mai bine ce se întâmplă aici, dacă istoria noastră ar fi un meci de fotbal, să zicem, asta ar fi procesul etapei în care discutăm fazele importante, prestația jucătorilor și inevitabil greșelile de arbitraj. Dar, dacă îmi dau cu părerea, asta nu înseamnă neapărat ca am dreptate. Eu îmi fac temele cât pot de bine, dar nu-s așa o eminență în domeniu. Ce vorbesc, nici măcar nu sunt domeniu, am terminat aseul, ce naiba. Așa că ce sper de la pastila asta de istorie este să te pună puțin pe gânduri, să-ți trezească spiritul critic și român fiind nu am nicio îndoială că suntem în stare de multe lucruri aici și de ce nu să te provoace să cauți și singur să-ți faci o idee atunci când ți se pare că parcă ce zice băiatul ăsta nu ar fi chiar așa. Și până la urmă, de ce nu uităm la el la televizor? Și cum a ajuns pe TV? Chiar cum am ajuns pe TV? Astea fiind zise, gata cu introducerea și hai să intrăm în primul subiect. Discutăm astăzi despre străbunii, străbunii, străbunilor noștri, dacii, romanii și populațiile barbare. Generic și hai să începem! Teoretic aș fi putut să încep și mai dinainte, dar dovezile sunt atât de puține și atât de greu de interpretat, chiar și de istorici de meserie, arheologi, antropologi, în tot cazul la deștept, bă, nu proști ca voi. Încât sper că mă scuzați că o să aleg calea cea mai ușoară și o să încep cu străbunii noștri dragi, cei mai cei, asta spuneau mai mult ei. Copiii lui Zamorxis, Daci. Ca mai toate popoarele timpului lor, Geto Daci era un popor indo-european, adică tot felul de popoare care vorbeau o limbă comună, indo-europeană, un fel de engleză a timpului lor, cea mai cu limba Europei cu vreo 5.000 de ani înainte de Hristos. Și de asta le spune tuturor indo-europeni, deși nu toți arătau la fel. Ei bine, în spațiul aproximativ al României de astăzi, trăia o populație pe care unii au ales să o numească daci, alții geți, în funcție de zona în care locuiau. Daci erau în Transilvania, geții în Muntenia, Dobrogea și până în Basarabia. Consensul este că dacii și geții erau un singur popor că erau traci însă, asta nu mai știm atât de sigur. Se pare că erau doar înrudiți pentru că limbile sau cea mai rămas din ele nu prea se potrivesc. Asta cu toate că Herodot, istoric grec care a trăit în secolul 5 înainte de Hristos, de care ar trebui să vă aduceți aminte de la școală, i-a numit, probabil la beție, cei mai vitești dintre traci și să fii istoric cu 2500 de ani. Cât de precis puteai să fii în cercetările tale? E ca și cum aș pleca eu la pas prin țările nordice, nu tu granițe, nu tu hărți, nu înțeleg o boabă ce se vorbește pe acolo și apoi îmi dau cu părerea că da mă, danezii sunt cei mai șmecheri dintre nemți. Așa, deci ce putem spune e că nu știm sigur. De nu știu, cred că nu știu, nu știu, cred că nu o să, nu știu. Cu timpul însă izvoarele istorice se înmulțesc și mai avem niște informații pe care putem să le punem cap la cap. Dăm schimb câteva sute de ani, timp în care getodacii noștri se bat cu tot felul de vecini, de foame, pe resurse sau pur și simplu de plictiseală, că fără moluri în vremea aia, ce să faci în weekend? Conduși fiind de regi cu cele mai ciudate nume, pe care o să risc și o să încerc să le pronunț. Zalmodegicos, Remaxos, Dromihete, acesta, din urmă, e printr-o frumoasă statuie amplasată în localitatea Ciorani-Prahova. <laughs> și iată că vine secolul 1 înainte de Hristos, iar getodacilor li se face chef de unire, la inițiativa lui Burebista. Ajutat de prietenul său, a toate iubitorul de Zamolxis, preotul de Ceneu, Burebista pune ordine printre getodaci și câteva triburi aflate mai pe la periferie și printr-o reformă politico-religioasă bazată pe abstinență, sobrietate și ascultare de porunci, creează un stat atât de mare și puternic, încât dă furnic cături chiar și romanilor, care aveau dita mai imperiul. Ca orice strămoș de român care se respectă, Burebista avea nevoie de o vilă ca lumea cu priveliște în care să-și agațe icoana cu Zamolxis. Așadar, se mută de la capitala Argedava, astăzi undeva prin județul Giurgiu, și se duce mai la munte, la Sarmisegetuza. Dar pentru că dacii ne-au fost strămoși, deci ne asemănăm cumva, lucrurile bune n-aveau cum să țină prea mult. Probabil să pade televiziunile dușmănoase ale adversarilor politici, Burebista este asasinat în 44 înainte de Hristos. În același an cu rivalul său mai celebru, Cezar, căruia Brutus îi face cadou un cuțit în spate. Brutus? Brutus nu e aici. O altă legendă falsă, dar n-am acum timp de asta. Rămași de capul lor, dacii dau ce butoailor lor cu vin, cheamă lăutarii și Dacia se sparge în opt. Deși din școală am rămas cu impresia că Dacii își vedeau de treaba lor și s-au trezit cu romanii peste ei, ce am făcut eu? Ceea ce învățăm din orice bătaie dintr-o discotecă comunală din ziua de azi este că povestea nu e atât de simplă și daci trebuie să fi făcut ei ceva. Aflăm deci din izvoarele istorice că dacilor le plăcea să-i bată și să-i fure pe vecinilor de la sud care erau mai avuți și se aflau sub protecția romanilor. Dacii erau așa de enervanți ca un țânțar din ăla care te bâzie în continuu. Nu mor din cauza lui, dar la un moment dat te saturi și vrei să scapi de el. Timp de mai bine de 100 de ani, daci și romanii se bat ca niște câini prin gard. Asta până când la Roma împărat ajunge Traian. Nu ăsta mă, ăla din inim. Așa. Văzând că treaba se împute, regele la zid duras, îi predește feta lui Decebal și pleacă în Madagascar. Istoricul nostru Neagu Giuvara ne aduce aminte că pronunția normală este Decebalos, dar noi de lene o să zicem Decebal. Și o la fel. Decebal, deci, pune osul la treabă și unește din nou pe Getodaci, de această dată pe un teritoriu mai restrâns, cuprins între Tisa și Siret. Cu alte cuvinte, Decebal își dă seama încă de pe atunci că n-are rost să-ți bați capul cu moldovenii și lasă pe din afară. Glumeam, ce credeți că și os din vas lui nu mai poate om să facă o glumă. Intră în scenă Traian. Din două încercări el cucerește să iar Decebal, ca să scape de întrebările incomode de la conferința de presă, preferă să se sinucidă. Să se sinucidă. Să se sinucidă. Să se sinucidă. Să se sinucidă pentru că și el ne este strămoș, Traian, Traian teamă lăutare. Și pune de o petrecere care se spune că a ținut 123 de zile. Se spune că l a plăcut atât de mult, încât nu au mai plecat. Și ca să-l țină minte toți dușmanii, trântește în mijlocul Romei dita mai columna care îi poartă numele. Columna este opera binecunoscutului Apolodor. Nu pinguinul, arhitectul, cel care a făcut și podul de la Drobeta peste Dunăre. Traian dărâmă vechea capitală și ridică una nouă în loc construiește drumuri, aduce coloniști și administrație romană. Deci o bună parte a teritoriului vechi Dacii, Oltenia, Banatul și două treimi din Transilvania, devine provincia romană Dacia. Timp de cam 150 de ani, Dacii, sau cea mai rămas din ei, pentru că unii au murit, alții au fost luați sclavi și o parte au fugit, și coloniștii romanizați o duc bine. Este o perioadă de bunăstare și relativă pace. Asta dacă nu e în considerare jafurile popoarelor vecine. Dar acum ce poți să te aștepți? Încă ești în antichitate. Romanii totuși au destul timp cât să care aur și argint de la Roșia Montană spre capitala Imperiului. Asta însă doar până în 271, când împăratul Aurelian decide să-și strângă jucăriile și să se mute mai la sud. Provincia Dacia însă nu dispare ca entitate administrativă. Ați văzut știu și cuvinte din astea. Ea doar a fost mutată în zona în care astăzi sunt Serbia de Est și Bulgaria de Vest. Ca un CEO bun, Aurelian a văzut oportunitatea de a-și reloca businessul. Lecție pe care probabil a urmat-o și uzina Auto Dacia, atunci când și-a mutat o parte din afacere de la Mioveni în Maroc. Rămase de capul lor, corciturile dacă romane abia acum dau de greu, pentru că sunt lăsate cu pantalonii în vine în fața barbarilor care vin valuri-valuri dinspre est. Dar să vedem cine sunt barbarii ăștia și de ce nu stau la ei acasă. În primul rând avem populațiile germanice. Ăștia nu stau mult, vin și trec. Semn că la momentul ăla încă se lucra la celebra ospitalitate românească pe care tot o scoatem în față de fiecare dată când încercăm să spunem ceva de bine despre țara noastră, că altceva nu prea e. Tot în aceeași perioadă mai avem un popor cu dor de ducă, mai numeros însă mai prost organizat decât frații lor avari. Slavii. Au venit și ei în căutarea unei vieți mai bune, dar fără un plan anume în cap o să vadă ei la fața locului. Ca național al lunea puiul la euro. Golul ne-a de, ne pus în situații delicate. Asta cred eu că e cea mai importantă moștenire a noastră de la Slavi. Dincolo de o bună parte a vocabularului, influență în organizare politică, tradiții sau material genetic. Tendința asta, mă, de a pleca de acasă. Dovada? Uitați-vă câți români sunt în lume. În fine, ultimii migratori sau barbari, cum vreți să le spuneți, care ajung în părțile noastre, sunt niște populații tot de origine asiatică, venite din partea Rusiei de azi și care se împing unele pe altele până se revarsă la nord de Dunăre. Pe Cenegi, Uzi, Cumani și Unguri. Ungurii colonizează pe Secui, o altă populație migratoare, și pe Sași, care s-a dus din Germania, din mai multe regiuni, dar au păstrat numele acesta probabil de la Saxonia. Acești colonizați aveau două mari îndatoriri în caietul de sarcini. Sașii să construiască sate și orașe pe model nemțesc și să-i mai ajute puțin cu agricultura pe valahii, care erau, vai mama lor, arau cu furculița, iar secuii să apere pe toată lumea de cine s-o nimeri. Pecenegii nu prea au stare nici ei, și prin urmare au o viață scurtă, dar intensă. Se iau la bătaie cu toată lumea, însă istoria lor de două secole în regiune se termină brusc în 1091, când zdrobiți de bizantin dispare efectiv de pe hartă. În locul lor ne trezim cu alții, cumani, mai satornici și mai influenți, niște băieți extraordinari, nu bârfesc, nu mănâncă semințe. Cumanii și ei, oameni ai stepelor ucrainiene, se așează din sudul Moldovei, Muntenia și până în Bulgaria, și vor rămâne aici până în 1240, la Marea Invazie Mongolă, când, ca tot omul, uită și de onoare și de toate alea și pleacă unde văd cu ochii. Cu toate astea, timp de 150 de ani, cumanii nu fac degeaba umbră pământului. Îi învață pe semi români cum stă treaba cu organizarea statală, le pun sabia în mână și învață cum să se bată, pentru că săracii nu mai oi mai știau după atâtea sute de ani de fugit și ajută chiar și pe bulgari să le facă maradona bizantinilor și să instituie al doilea țarat bulgar. Dar toți acești migratori sunt apă de ploaie pe lângă ce va veni pentru că urmează la rând mongolii. Cea mai sălbatică și violentă invazie pe care o văzuse vreodată lumea, această mașină de război mongolă pornește în 1206 sub Genghis Khan din nordul Chinei și rade tot în cale până în centrul Europei. Curăță și unguri și cumani și de unde în documentele și hărțile vremei în zona Moldovei de Sud și Munteniei apărea numele de Cumania, după trecerea iureșului mongol din 1240 nu mai apare nimic. Zero. Nada. Răgazul dat de moartea împăratului mongol este exact ce avea nevoie Europa, care se repliază cât de cât. Mongolii însă nu se retrag de tot. Ei și cumanii vor înființa în sudul Rusiei hoarda de aur, de unde continuă să țină sub raport de vasalitate și să jefuiască pe ruși, bulgari, români și sârbi. Și vom auzi de ei de acum încolo sub numele de tătari. Totuși să nu ne supărăm prea tare pe ei, pentru că vom vedea, invazia mongolă va avea și efecte benefice, cel puțin pentru români. Atât pentru astăzi, mulțumesc că ați stat alături de mine și ne vedem în episodul următor, când o să vă povestesc despre întemeierea primului stat al românilor, țara românească. Pa, pa!